Inspectorul școlar adjunct Cristian Cuciuran a declarat că în ceea ce privește admiterea în învățământul liceal și profesional, majoritatea locurilor au fost ocupate. Dacă în învățământul liceal s-au ocupat locurile într-o proporție de 99,99%, în învățământul profesional mai sunt disponibile 539 de locuri. Inspectorul Cristian Cuciurean a mai menționat că 99,99% dintre locuri s-au ocupat în învățământul liceal, însă au mai rămas câteva locuri la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului. În ce privește învățământul liceal sau admiterea în învățământul liceal și în învățământul profesional, aș putea spune că în învățământul liceal s-au ocupat în proporție de 99,99% locurilor, mai existând câteva locuri la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului. Iar în ce privește învățământul profesional, aș vrea să vă spun că după datele noastre, în cele două etape de admitere, s-a realizat un grad de ocupare de 76,89% la învățământul profesional de masă, de 75,83% în învățământul profesional special, de 85,71% în învățământul profesional particular, de 72,75% în învățământul dual de masă și de 125% în învățământul dual special. Adică avem o singură clasă de învățământ dual special la Școala Specială Câmpul Moldovenesc și s-au înscris cu 4 elevi mai mult decât numărul de locuri care au fost aprobate. În total, față de numărul de locuri aprobate de 2306 în județul Suceava, au fost ocupate 1767 de locuri și mai există disponibile 539 de locuri. Deci s-a realizat integral ocuparea la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, la Colegiul Andronic Mutrescu Rădăuț, la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și, așa cum am și specificat, la Școala Profesională Specială din Câmpul Lung Moldovenesc. Îndemnăm elevii care nu s-au înscris până în acest moment la nicio formă de învățământ să își îndrepte opțiunea spre o școală profesională cât mai aproape de domiciliu sau spre o calificare pe care aceștia doresc să o urmeze, repet, îndreptându-se direct către școlile respective, fără a mai fi nevoit să vină la inspectoratul școlar. De asemenea, Cristian Cuciurean a mai spus că înscrierile se mai pot face până în 9 septembrie, când va începe anul școlar.